De companie. Ea a fost amenințată cu moartea după ce s-a aflat adevărul, a fost detectorul de minciuni și a reușit să demonstreze că ea, chiar dacă și-a vândut propriul trup ca să aibă ce să pună pe masă copiilor săi, nu și-a vândut și fetița de 12 ani altor bărbați. Mai mult decât atât, testul poligraf a arătat că mama Monica a spus adevărul atunci când l-a acuzat pe bărbatul de 28 de ani că a întreținut relații intime cu fiica sa. Până vom vedea însă ce s-a întâmplat cu Marian, bărbatul acuzat de act sexual cu minor, vom vorbi cu mama Monica, care susține că se simte în pericol pentru că este amenințată cu moartea de rudele acuzatului, se pare. O invit acum alături de mine pe Monica. Bine ai revenit, Monica! Bine! Ce s-a întâmplat de ieri până astăzi? Păi, după ce s-a terminat emisiunea, Bebe era în protocol și imediat... Bebe e fostul actualul tău iubit. Actual. Asta ultimul, să zicem, da? Da. Pe care am început să sun telefoanele, deci nu s-o prezenta cine era. O să, să vedeți ce o să pățiți, unde sunteți, că vă prindem noi și... De ce? Pentru că ai N-am spus despre... N-am apucat să înregistrez. Pentru că ai spus despre da. Marian că el ar fi da. Violat, mă rog, ar fi abuzat sexual fetița și că a ieșit așa la testul poligraf, nu? Da. Și tu cine crezi că era? Cumva așa trebuie să ai în minte niște... Păi, nu pot să dau. Dar cam știi cine ar putea fi? Da, sunt rude de ale lui? Sunt mulți, adică... Fostul tău, Mirian? Și el l-a amenințat. Și el l-a sunat și l-a amenințat. Păi, dar noi l-am auzit pe Mirian pe o înregistrare telefonică în care spunea că știe că Marian da, era știe, noaptea dar... aia acolo. Nu știu ce... Au și ce ți-e teamă că ai putea să pățești? Vă dați seama, păi dacă eu nici nu mă gândesc să mă mai întorc da, acolo. Când, acum sunt și eu gică contra. Când îți spuneai profilul pe Facebook și te căutau domni, nu e la fel de riscant? Nu, adică dacă ți-asum o viață de asta trăită în risc, ți-o asum, nu? Problema e așa, Mara, este soțul ei din pușcărie care o amenință. Acum o amenință și rudele, printre care chiar fostul iubit, că să vezi ce-ți fac, ne-ai băgat și pe noi la act sexual cu minor. Adică eu aș limita toți, problema altfel, Mirela. Unde sunt autoritățile? Sau poate trebuie să spunem păi în engleză. Știm. Where are the authorities? Că a ieșit un test poligraf al unui domn ieri care a făcut Bine. Sex cu un copil Vrei de 12 ani. Vrei să vezi unde e domnul? Că poate te gândești păi, că am dat cred. Un telefon la Poliția mă Capitalei gândesc. Să vedem cum a fost în arest preventiv. Vrei? Să da. Ne spună el, nu? Mă gândesc. Da, să, zic. Să ne spună domnul, practic, cercetat pentru act sexual cu un minor, pentru că are deja o condamnare cu suspendare. Acum vorbim despre Marian, care, cel puțin la poligraf, a ieșit că a mințit când a spus că nu a întreținut relații intime cu fetița ta de 12 ani și noi ne gândeam că aseară o să fim părtașii unei ridicări cu mascații, cu poliția, cu cătușele, îl luăm de aici. Da, măcar un, nu știu, cineva are... să solicite redacției nu, nimeni, nimeni. Datele